Iubiți frate și surori, aș dori în timpul pe care îl avem aici la dispoziție, în încheierea acestui serviciu, din această dimineață, să mai împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt din cuvântul pe care l-am citit. În versetul 9, cuvântul, lui Domn cuvântul Domnului spune Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Domnul Iisus Hristos adresează ascultătorilor lui aceste două pilde. Prima pildă, cea pe care fratele Doru a prezentat-o și a doua pildă, cea pe care am citit acest verset. Spune că a spus această pildă pentru unii care se încredeau în ei înșiși. Și am stat și m-am gândit la această încredere pe care Oamenii o au. Și până la urmă, trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi ne-am pus încrederea în ceva. Fiecare ne încredem în ceva. Dacă ne uităm în Cuvântul Domnului, în 2 Cronici, capitolul 32, ascultați ce spune aici Cuvântul Domnului. Începând cu versetul 9, după aceea s-a împăratul la Siriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim, pe când era înaintea Lachisului, cu toate puterile lui, i-a trimis la Ezechia împăratul lui Iuda și la toți cei din Iuda care erau în Ierusalim să le spună, așa vorbește Sanherib împăratul Siriei, pe ce se bizuie încrederea voastră de stați împresurați în Ierusalim. Pe ce se bizuie încrederea voastră? Fiecare om are încredere în ceva. Sunt persoane, sunt lucruri, sunt valori în care ne-am pus încrederea. Și fiecare, la rândul nostru, avem punctele noastre de sprijin atunci când este vorba de a ne încrede. Iubiților, găsim în cuvântul Domnului în proverbe, în capitolul 3, cuvântul înțeleptului Solomon care spune, versetul 5, Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Sunt oameni care și-au pus încrederea în înțelepciunea lor. Și dacă mintea îi ajută să știe de unde, de unde, vine și încotro merge și să izbutească două ori trei lucruri din mână, are impresia că toată valoarea pe care o are și tot ce deține lumea asta îi mintea și înțelepciunea care i-a dat izbândă și izbutință în două, trei lucruri pe care le-a făcut. Cel mai înțelept om care a existat vreodată pe pământ, Înțeleptul Solomon spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pentru că înțelepciunea nu te duce departe. Foarte bine să fii înțelept. Și consideră o binecuvântare cei care au multă înțelepciune. Dar să știți că înțelepciunea lumii acesteia de multe ori ne duce rău și ne face să ne punem încrederea în noi înșine și în ceea ce înțelepciunea noastră făurește prin priceperea ei. Spune cuvântul Domnului că s-au fălit, că sunt înțelepți și și au pierdut mintea, au nebunit. Pentru că atunci când, când încrederea nu mai este în Domnul și încrederea au pui în mintea ta și în abilitățile tale, să știi că te rătăcești și ajungi rău. Cuvântul Domnului spune, crede în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Psalmul 49, versetul 6, ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Voi citi de la versetul 1. Ascultați lucrul acesta toate popoarele, luați aminte toți locuitorii lumii. Deschideți-vă urechea și ascultați ce vrea să spună aici cuvântul Domnului. Luați aminte toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Eu îmi plec ure urechea la pilele care îmi sunt insuflate. Îmi încep cântarea în sunetul arfei. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogățiile lor cele mari. Sunt oameni care se încred și punctul lor de sprijin în încrederea pe care o au este bogăția. Dacă Dumnezeu a binecuvântat pe cineva și cred că pe mulți dintre dumneavoastră va binecuvânta Dumnezeu Veți mare grijă, cuvântul lui Dumnezeu spune că bogăția e o mare primejdie și ți se leagă inima de ea și te face să te încrezi în ea și te face dependent de ea. Înțeleptul Spolomon spunea să nu te bizuiești pe înțelepciunea ta. Și aici psalmistul spunea să nu te bizuiești și să nu-ți pui încrederea în bogățiile și în averile tale. Pentru că sunt trecătoare și bogatului din Luca, capitolul 19, îi spunea Domnul, chiar în noaptea aceasta, ți se vor lua înapoi toate bunurile, ți se va lua înapoi ce -ai mai valoros. Și se gândea, ce am să pierd ambarele, ce am să pierd? Cel mai valoros lucru este sufletul tău și acela ți se va lua înapoi. Nu te bizui pe bogățiile tale, nu te bizui pe proprietățile tale, nu te bizui pe ceea ce ai, din punct de vedere material, pentru că toate sunt trecătoare, sufletul e valoare eternă și e veșnic. Așadar, Cuvântul Domnului ne îndeamnă să nu ne punem încrederea în înțelepciunea noastră, să nu ne punem încrederea în bogățiile noastre, să nu ne punem încrederea în poziția noastră de autoritate. Ascultați ce spune Cuvântul Domnului, tot în Psalmul 49. Versetul 12. Dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca dobitoacele care se taie. Nici chiar o poziție de autoritate pe care cineva reușește să o dobândească la un moment dat, nu trebuie să fie un sprijin în care să-și pună încrederea. În Daniel, la capitolul 4, găsim aici un împărat foarte puternic. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, în versetul 30, ce a spus acest împărat. Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Poziția mea de autoritate. Faptul că sunt împărat, faptul că, că am ajuns pe o poziție în care am supus și cei din jurul meu mă ascultă și mă aclamează, mă face să am încrederea pusă în această poziție de autoritate. Și ascultați ce spune cu continuare cuvântul Domnului. Nu se sfârșise încă vorba de pe buzele împăratului. Și un glas a pogorât din cer și a zis, află împărate nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Află împărate nebucadnețar că poziția ta s-a dus. Și toată încrederea de care te-ai bucurat rezemând-o pe această poziție s-a spulberat și ești nimic. Și vom citi despre acest nebucadnețar că a ajuns să pască iarbă ca vitele și să fie udat de, de, de roa cerului și de ploaia de afară. Pentru că l-a nesocotit pe Dumnezeu și și-a pus încrederea în ceea ce a ajuns el să fie. Apoi cuvântul Domnului pe care l-am citit în această dimineață ne spune că oamenii își mai pun încrederea în ceva. Spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Nici măcar în neprihănirea pe care ai, o ai, nu trebuie să-ți pui încrederea. Iubiților, cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne spune că există acest pericol să ne punem încrederea în înțelepciunea noastră, în bogăția noastră, în pozițiile noastre de autoritate sau chiar în neprihănirea noastră, în ceea ce trăim în viața noastră spirituală, să avem încredere, să fim Neînfricați și să nu ne simțim dependenți de nimic altceva. Fiecare dintre noi ne punem încrederea în ceva. Și acum am citit de la început: Solomon spunea: Nu te bizui pe înțelepciunea ta, ci încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și aș dori în această dimineață să. Subliniez câteva lucruri în care trebuie să ne punem încrederea. Nu în înțelepciune, nu în bogății, nu în poziții de autoritate și nici măcar în neprihănirea noastră. Cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 13, versetul 5. Scultați ce spune aici cuvântul Domnului. Psalmul 13, versetul 5. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Dacă se merită să-ți pui încrederea în ceva, puneți încrederea în bunătatea lui Dumnezeu, care și în această dimineață s-a înnoit față de noi. Noi suntem aici datorită bunătății Lui Dumnezeu. Nu că ești sfânt, nu că ești neprihănit, nu că ai făcut ceva, nu că ești demn, nu că ai vreo vrednicie înaintea Lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem aici datorită bunătății Lui Dumnezeu. Încrede-te în această bunătate a Lui Dumnezeu. Chiar dacă ești tare în credință, chiar dacă ești în voia lui Dumnezeu, chiar dacă piciorul îți iei pe calea vieții și pe calea mântuirii, nu te încrede în această neprihănire. Încrede-te în Cel ce dă neprihănirea, în Cel ce are îndurare și bunătate, pentru că numai prin bunătatea Lui stăm și suntem în picioare. Sunteți aici, care văd dintre dumneavoastră, pe baza meritelor pe care le aveți? Pentru că ați fost meritoși, pentru că ați ascultat de Domnul, pentru că ați umblat în neprihănire înaintea Domnului, pentru că ați fost găsiți fără vină înaintea lui Dumnezeu. și cineva aici? Iubiților, cuvântul Domnului ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, ceea ce ne aduce în prezența lui Dumnezeu și ceea ce, în ce merită să ne punem toată încrederea. E bunătatea lui Dumnezeu. În psalmul 63, versetul 3, cuvântul Domnului spune, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Bunătatea lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât viața. Viața asta se sfârșește, are un sfârșit. Are un punct de final. Bunătatea lui Dumnezeu trece dincolo de viața aceasta până în eternitatea lui Dumnezeu. Puneți încrederea în bunătatea lui Dumnezeu. Și în ziua judecății, cuvântul Domnului ne spune că mila biruiește judecata. Îndurarea lui Dumnezeu e mila lui Dumnezeu. Bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Slăvit să fie numele Domnului. Psalmul 86, versetul 13. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din locuința morților. Toată veșnicia noastră, toată eternitatea noastră depinde de bunătatea lui Dumnezeu. Și-a spune cuvântul Domnului, tu îmi izbăvești sufletul din locuința morților. Bunătatea lui Dumnezeu încrede Se merită puneți toată încrederea în bunătatea lui Dumnezeu. În Roman capitolul 2, versetul 4, cuvântul Domnului spune, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și apoi în Tit, capitolul 3, versetul 4, spune, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Pentru îndurarea Lui, pentru bunătatea Lui te-a mântuit Dumnezeu. Nu că ai meritat și nu că ai fost vrednic sau a fost vrednici vreunul dintre noi, ci datorită bunătății și îndurării Lui Dumnezeu. Încrede-te în bunătatea Lui Dumnezeu. Păi un al doilea lucru în care trebuie să ne încredem, trebuie să ne credem, să ne încredem în cuvântul Lui Dumnezeu. În Luca, capitolul 1, versetul 37, cuvântul Domnului spune căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Noi oamenii rostim multe cuvinte și -o facem multe declarații și multe ies din gura noastră și de pe buzele noastre. Unele le împlinim, altele... Nu avem putere să le împlinim. Se schimbă circumstanțele, se modifică lucrurile, ne răzgândim. Se întâmplă atâtea lucruri cu ceea ce rostim noi, cu cuvintele noastre. Ceea ce Dumnezeu a spus și a rostit de pe, de pe buzele Lui. Cuvântul Domnului spune că niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu-i lipsi de putere și toate cuvintele lui Dumnezeu se vor împlini puneți încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. În fapte, capitolul 27, versetul 25, spunea Apostolul Pavel că ce am încredere în Dumnezeu, că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Era pe mare aceea furtunoasă, naufragiați, în drumul și în călătoria lui înspre Roma, disperarea a cuprins pe toți cei din corabie. Și apostolul Pavel, după multe zile în care nu s-a mai văzut soarele și nu s-a mai văzut nimic, era o întunecime și bătaia vântului, zice, la un moment dat spunea, pierduse orice nădejde de scăpare. Și în mijlocul acelei furtuni și acelei deznădejdi care a cuprins toată mulțimea care era în corabie, se ridică apostolul Pavel și spune, am avut din partea Domnului un cuvânt. Fiți liniștiți, haideți să mâncăm! Fiți cu voie bună! Pentru că am încredere în ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu m-a înșelat în așteptările mele, ceea ce mi-a promis Dumnezeu s-a împlinit. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește și astăzi. Ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ți-a promis mântuirea, dacă rămâi pe calea Lui, ți-o va da cu siguranță. Și dacă Domnul ți-a promis binecuvântare pentru familia și pentru copiii tăi, nu deznădăștui, fii plin de încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, că ceea ce Dumnezeu a promis are putere să înfăptuiască, lăudat să fie în numele Domnului. Găsim pe Apostolul Petru, amenințat cu moartea, închis într-o închisoare și a doua zi dimineața trebuia să fie dus în piața publică și să fie omorât spre satisfacția. Celor care îi urau pe creștini. Și Apostolul Petru ne prezintă Sfânta Scriptură că dormea în noaptea aceea cea mai amenințătoare de până în momentul acela pentru viața lui. Știa sigur că mâine este hotărât să fie omorât. Și Apostolul Petru doarme și doarme liniștit. Și-ai să te întrebi în momente ca și acelea, cum un om poate să doarmă liniștit într-o astfel de circunstanță? Și vreau să vă aduc aminte doar de un singur lucru. La Marea Tiberiadei, Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru, când erai tânăr, te încingeai singur și te duceai unde voi ai. Dar când vei îmbătrâni, alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei voi. Spunea lucrul acesta ca să-i ca să arate cu ce moarte va proslăvi Petru pe Domnul. Petru încă nu era în vârstă, era tânăr. Și Petru era sigur de cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a spus Domnul că voi îmbătrâni, voi ajunge vremurile bătrâneții. Și atunci va trebui să depun jertfa supremă. Și Petru stă liniștit și doarme liniștit, în timp ce alții erau stresați și agitați și frământați. Pentru că avea cuvântul lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu care nu cade la pământ. Când Dumnezeu ți-a promis un lucru, așteaptă împlinirea lucrului promis de Dumnezeu. Că nu cade la pământ. Și Domnul este credincios cuvântului său și promisiunilor sale. Și va împlini ce ți-a promis. Fii liniștit și încrede pe deplin în Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să închei. Timpul s-a scurs așa de repede. Și aș vrea la acest sfârșit de timp de părtășie în casa Domnului să venim înaintea Domnului provocați de aceste cuvinte pe care le-am auzit astăzi. Necesitatea de a ne ruga. Pentru mine personal, cuvântul rostit prin fratele Doru, dar cuvântul Domnului mi-a atins inima și m-a provocat să reflect mai mult la viața mea de rugăciune. Mai mult la momentele în care stau înaintea Domnului și uh, plâng și gem și mă rog și mă închin și laud pe Dumnezeu și glorific numele. Trebuie să recunoaștem. Și eu recunosc în această dimineață că nu ne rugăm suficient și nu mă rog suficient. Și vreau să mă ajute Dumnezeu să mă rog mai mult, să mă închin mai mult, să mă smeresc mai mult, să depind mai mult de Dumnezeu. Pentru că la Dumnezeu e, e binecuvântarea, la Dumnezeu e sursa vieții noastre. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu te bizui pe posesiunile tale. Nu te bizui pe poziția pe care o ai. Nu te bizui nici chiar pe neprihănirea pe care o ai. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Bazează-te și încrede-te pe făgăduințele Domnului, pe cuvântul lui Dumnezeu și pe bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea Domnului să coboare în fiecare inimă și o binecuvântare Lui să se răsfângă peste viețile noastre. Psalmistul spunea, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Nu merităm binecuvântarea, dar datorită milei Lui Dumnezeu, Dumnezeu o trimite peste noi. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și aș dori să venim cu toată inima înaintea Domnului, și să rugăm pe Domnul să ne dea puterea aceasta, să ne rugăm mai mult și să avem o viață continuă, permanentă și de stăruință a rugăciunii. Și apoi încrederea noastră să fie în bunătatea lui Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimbă. Cu toți împreună, haideți să ne rugăm.